Salutare, fraților, eu sunt Cipa și bine ați revenit la un nou episod de Brawl Stars, băieții, în care o să reacționăm la cele mai crazy și norocoase momente în care, să spunem așa, diferiți scopii mai mult au deschis legendare. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem acest episod peste 5.000 de like-uri și nu uitați că dau inimioară la primele 500 de comentarii. Deci comentați foarte, foarte rapid și o să dau comentarii la primele 500. Un follow pe Instagram la Maru Spuncipa n-ar strica. Hai să începem, fraților. Vreau să vă spun că acest videoclip, gen, bă, o să ne râdem mult, dar o să fie și foarte cringe pentru că acești copii, bă, sunt nebuniți după Brawl Stars și în momentul în care le pic o legendară sunt wow, what the fuck, bro, e o legendară. Hai să vedem ce face, hai să vedem. Prima dată avem aici niște copilași care deschid, hai să vedem ce deschid, un Mega Box. Hai să vedem. Ok, au 6 d-alea. Deja au zis și voi sunetul. Oh my god. Ce, le-o picat, le-o picat legendară? Le-o picat Leon, le-o picat Leon, fii atent, nu te cred. Ce le-o picat? Ce le-o picat, frate? Bă, dar atât ce s-a picat. A, Leon, mamă, sărații, deci sunt aurgați culinar acum, ha? Bravo, băieți, bravo, bravo, se mândru de voi, sincer vă zic acum. Bravo, băieți, bravo, bravo, le zic bravo cu toată inima, băieți, nu știu. Bravo, frate, bravo, s-a picat Leon, mare realizare în viață. Mie nu-mi pică legendarii și ăsta-i pica. Vai de capul, eu știu câte cărți are. Săracu. Bravo, frate, bravo, zic sincer, bravo. Uite, vechiul Brawl Stars de la Eclipse, hai să vedem. Vedeți, băieții, cum arată open Brawl Box-ul jos acolo. Ia elixir. Iar elixir. Iar elixir, bă, ce naiba cu atâta elixir? Asta ar... Oh. Crow. Mamă, frate. Nice. Brawler Crow, ok. Și-și cumpără oferta băiatul nostru. Hai să vedem ce-i pică. Mie din oferte de obicei nu pică nimic. Am dat și voi seama de ghionist. Trebuie să-ți pice 6 jos acolo. 6 trebuie să fie. 7, mamă, stai, ce te vine. Mamă, Frank și ok, și Leon. Mamă, cât noroc. Bă, băieți, dar nu sunteți pregătiți să vă arăt ce se întâmplă în continuare, fiți atenți. Am tras eu puțin cu ochiul, dar la alt videoclip, nu la asta, o să vedeți. Mamă, frate Leon. Bă, cât de șmeche, foarte, foarte tare. Vedem dacă filmăm, băieții, să nu vorbim mai urea, știi ce zic. Nice. Lui băiatul ăsta ce-i pică? Nimica, ia. Ce faci acum? Bă, ce faci? Când am mai cumpără gemurile, dar băi, prietene, ești Ruti. What? Îl cumpără pe Crow? Da, nu mi se pare așa de oameni investiția asta cu legendarele, adică să dai 550 de gemuri, ok, să duci la pregătite. Frate, în 5 minute am luat două legendare, frate. Mamă, cum adică, bă, cum adică am luat două legendare, mă, 5 minute, frate. Uite așa, iată-și profilul. Bă, da, zici, bă, frate, ok, gen, e reacția mult, mult mai faină decât pe Clash Royale, pentru că pe Clash Royale era mai multe legendare și era mai comun să spici. Și eu aveam până vreo 6-7 legendare pe Clash Royale. Bă, da, aici când spic o legendară, bă, e ceva. E ceva, adică trebuie să se lansezi o nouă legendară, rapid. Duplică e Jesse. Forță, frate, forță. Hai să vedem. Elixir. Mamă. Duplică e Jesse în continuare. Săracul. Duplică e bro, mă, mai ce spicau double duplicați. Aici e pica, fii atent. Hai că-i pică. Numai un lucru-i de LOL. Am mă, să-ți pici ceva azi. Săracu. Acum ai pică. Acum, băieți. I-a picat Poco, nu e așa de mare. Wow. Elixir, iară nu-i ceva foarte wow. Amă, dar spică, știți ceva? Mamă, bă, dar băgăm-și. Hai să spici ceva. Crow, wow, după 30.000 de ani. Ia uite-i pe ăștia. O, bă, băieți, bă, gata, gata, o. Mamă, mamă, băi, băieți, ăștia nu sunt normali, uite-le aici. Bravo, frați. Bravo. Bravo, bravo, sunt mândru de voi. Mie nu-mi pică, vă pică, bine. Bine. Bravo.
Eu am deschis la boxuri, băieți. Poate voi aveți șanse de astea la legendară. 0-0. Eu am 0,12. N-am 0,012. Am 0,12. Ca să înțelegeți câte legendare mi-a picat mie. 0,12. Șanse. Deci n-am 0,012. E grav. Să vedeți câte legendare mi-a picat mie. What? Iar îi dă brawler. Hai că le mai deschis. Fii că-ți mai dă ceva, bă. Bași, bă, de aici, bă, e ăsta. Ok, la tataia asta e o pica Leon. Bravo, bradere, sunt mândru de tine. Token doublere. Ok, mamă, ce asta? Asta face box opening. Spike, are ceva reacție? Are. Bravo, bravo, Spike. Bă, dar ce reacție au băieții ăștia, bă, nici pe Clash Royale nu era așa. Am zis și înainte de ce e așa reacția. Eu uite, bă, asta era, aaa, lua asta, asta e, da, la transpirate, mai trebuia numai cartea asta, bănesc. Ben Team. Deci lua asta, e pică, băieții, Leon. Leon e pică. E pică, Leon. Leon. Sau nu, Crow. Crow. Sau nu Leon, Leon, nu Crow. Crow epică. Crow Leon. Leon, de unde? Că am zis și Crow. Vai de capul meu. Leon a fost. Hai să vedem. Nice, frate. Bravo, bravo. Să mătru de tine. Eu mie nu-mi pică, bine că-ți pică ție. Bravo. Mamă, câte gemuri are, 1807. Mamă. Are 12, bravo. Nici nu are pe bull. Cine ești tu, bradere, tatuatule, care joci tu Brawl Stars? Alt Leon, bravo, frate, mândru de tine. Ia să vedem, cea mai blană reacție. Hai să o vedem, hai să vedem cum face ăsta. Ba, nu-l vedeți de mine. De-aia auziți râsul. Bravo, bă, sunt mândru și de tine, frate. Bun, avem mai mult băieți, avem aici pe Molt. Îl știu și voi pe băiatul ăsta. Vedem care e Colt de la șmecher. I-a picat Leon, bravo frate, sigura n-ai tu bani să cumperi 30 de leoane. Uitați-vă că are 6.000, mamă, dar de când e asta? Mamă, câte blan arată. Forță frate, bravo ție. Da, sper să mor. Asta n-avea Leon pe cont, o fi că e pe alt cont. Contul unui abonat sau ceva. Uite-l pe ăsta, ce-o vor șmecher. Lex. Ok, hai să vedem ce-i pică. Da, nu o să vedeți de mine pentru că are un overlay așa foarte ciudat gândit. Cel mai aproape nu o să vedeți de mine, o să fie, dar vă zic eu asta, ziciți. Mamă, cum arăta big box-ul. Collect 10 brawl box-uri. Adică un big box. Ah! Big box se n-a 10 brawl box-uri, uite-te. Și acum ne deschide pe toate. Crow, i-a picat Crow. I-a picat Crow, frate, voi nu vedeți de mine, i-a picat Crow. Oh my god. I-a picat motherfucker Crow. Bă, cât de șmică ideea asta, deci un megabox înseamnă multe big box-uri. Brawl box-uri. Forță rău. Ia, lua asta ce-i pică? Crow, bă, iar ăsta, bă, bă, iar ăsta. Bă, dar lua asta nu-i pică de toate. Mamă, uiteți-vă când i-a picat Crow, că nici nu exista Leonul, frate. Unul din noi legendarii brawlers. Shit, bro, shit, motherfucker. Uitați-vă, bă, ce noroc. Ia uite și pe băiatul ăsta nostru. India. Hai să vedem ce face și el. Chiar ești curios. Zi, frate, zi. A, Pam, nu-i wow, sincer. Forța. Tara. Bă, dar numai Brawler pică la asta, așa cum o legendară. Spike, băi, cât bulan! Băi! Bă, cât noroc! Cât noroc a avut ăsta, frate! Ia, și ultimul băiat! Ia să vedem ce ea pică de era așa de norocos. A, i-a picat Bibi. Nu mi se pare chiar așa de bău că i-a picat Bibi. Dar dracu a avut o reacție bună. Fraților, deci am ajuns la acest tip care, by the way, avea o tabletă ca și mine când eram mic, adică un Galaxy Note Tab. Deci foarte, foarte blană. Fraților, băiatul ăsta a avut așa de mult noroc încât când a deschis un megabox, știți și voi că trebuie să vă pice 6 lucruri ca să vă pice un brawler nou. Ei bine, la băiatul ăsta i-a picat 8 chestii. Deci, bă, 8.
Ce înseamnă 8? 3 brawler noi. Cât brawler? 3 brawler noi. E picabul. Vedeți? Nici nu e așa de bun dacă ne gândim, că n-are așa de multe chestii. Tara, Brock, Shelly. Nici așa cum începe. Primul brawler este... Hai să vedem. El e foarte entuziasmat, la fel ca și noi. Penny, forță, frate. Brawler super ar 3 din 3. Mortis, forță. Și Spike. Mamă, băi, cât noroc. Bă, într-o singură zi. Bă, fraților, cât noroc. Ok, bă, băiții, bă, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Eu am fost și pe nu uitați să apăsați și voi butonul acesta de like, să facem foarte multe like-uri. Ne vom vedea în curând la un nou challenge. Hai, salut!